Cu trei șaloane de cuvântări lungi și mari, dar acum numai 3-4 cuvinte pentru că timpul le-am depășit cu jumătate de oră. Vă rog, domnule preveniță. Iubiți frați și surori, iubiți creștini, reprezentanța tuturor celorlalte națiuni, neauri și familii, ne-am adunat aici cu această deschisă inimă și suflet pentru întreaga românitate. Consăteanul meu, Eugen Pătraș, a făcut mulți pași de la Bacănești până la București. 498 de kilometri. Delegația noastră de la București a făcut doar un singur pas ca să ajungă astăzi aici, la cernăuții noștri. Fiindcă Bucovina a devenit un simbol al tuturor românilor. Despre Bucovina se știe, se cunoaște, se citește, se cântă în întreaga lume. Și vă asigur că și la Stockholm Bucovina va fi onorată. Pentru că sunt reprezentatul domniilor voastre ca scriitor român, candidat la premiul Nobel. Eu cred că astăzi noi îi oferim lui Eugen Pătraș și întregii familii Pătraș pentru acest extraordinar centru cultural, micul premiu Nobel pentru cultură. Mihai Prepeliță, diploma se numește. Deci se acordă domnului Eugen Pătraș pentru curajul de a deschide centrul cultural român la Cernăuți. Până a primit premiul din 71 de cărți publicate până la ora actuală, în mai multe limbi. Prima, eu sunt născut în Bucovina, ceea ce a scris și a rostit Eminescu. Noi astăzi repetăm, noi suntem născuți în Bucovina, aici și întotdeauna. Așa să ne ajute, să ne audă bunul Dumnezeu. Așa să ne ajute. Mulțumim extraordinar. Și ne iertați, sunt scritori foarte mulți de aici, de la noi, din Bucovina. Le-am dat cu mare plăcere și domnului Tudor Zegrea și lui Mircea Lute și la toți ceilalți, dar artiștii de acum așteaptă de jumătate de oră ca să-și execute programul lor. De aceea noi, domn Popescu, hai veniți dar atunci, uniți cu așa. Dar două cuvinte. Nu? Gata. Toți au venit cu mari cadouri. Am hotărât și eu să mă înscriu în această listă și am adus câteva cărți care au fost publicate în ultima vreme. Tematica este destinul și soarta tragică a românilor noștri duși în neagră străinătate. Și prima carte este culieri de exerciții pentru toate școlile, 500 de exemplare, sunt asigurate școlile noastre. Mai departe, activitatea societății Golgota în imagini, așa, mai departe, suferințele pătrăuțene sub regimul totalitar comunist, ecourile Golgotei și așa mi-a fost de semne sora mea care a fugit de acolo din Râg Balâc, dar n-a ajuns departe, că au rezistat-o și au avut de suferit. Și la vârsta împlinirilor, doresc centrului numai succese, sănătate, bucurie și prosperitate. Și noi vă mulțumim, domnule Popescu, Dumnezeu să vă dea sănătate ca să mai puteți scrie asemenea cărți.